Salutare, salutare și bun venit la un nou episod experimentist. Eu sunt Marius și acesta nu sunt sigur dacă este un nou episod. Este mai degrabă o încercare de-a mea de a fi prezent pe YouTube, această platformă minunată, în timp ce îmi continui treburile mele de zi cu zi. În acest video o să vă arăt cum pun pe OLX aproximativ toate obiectele pe care nu le-am folosit, să zicem, în ultimele 15 zile. Deci dacă nu am folosit un obiect în ultimele 15 zile, va ajunge la vânzare. O să vă arăt mai întâi ce am postat deja pe OLX, după care urmează să listăm împreună restul obiectelor. Și sper ca prin acest video să conștientizați și voi faptul că ați dat banii pe o grămadă de lucruri pe care nu le utilizați. Lucruri plătite scump din timpul vostru inestimabil. Doar pentru că cineva a reușit să vă convingă de faptul că este cool să aveți lucrul ăla. Ce avem noi aici? Contul meu OLX. Come on, my boy. Aparent se pare că m-am dat pe produse de bebeluș. Avem un pătuț evolutiv 3-in-1, sterilizator electric, pat extensibil, espresor profesional la Nova Era, ăsta e pentru restaurante, un camion Iveco, pentru cine vrea să se apuce de apicultură sau chiar să doarmă în el, sursă IP power switch, watchdog, gen dacă vreți să comandați remote, cum funcționează electrocasnicele pe la voi prin casă, sursă curent IP power, același scop, microfon vocal AKG P3S, foarte mișto. Miniul meu One F56 și paragaz, la fel, pentru restaurante. De o calitate incredibilă, la un preț la fel de incredibil, dar care merită. Gen, el costă undeva la 7500 de lei. Cam astea sunt toate listingurile și urmează acum să vedem ce produse mai avem. Oh, e boy. Aici avem perucă plus ochelari de Elvis. Să fiu sincer, am folosit acum câteva zile, am urat la mulți ani surorii mele, dar o folosesc mult prea rar ca să justifice investiția. Mi-a venit la mână această Zorba the Greek, care scoate un zgomot ciudat. Este o băutură tradițională grecească, dar cred că o voi bea mai târziu, nu se dă. Mă aud acum sunt ăștia. Prada, băieții mei. iPhone 6S, 16 giga, rose gold, cu garanție până în 8-6-2018. Ok, deci ăsta este. Îl găsiți pe OLX. iPhone 6 rose gold. E ca nou, să zic. Omi sexy. Încă o Prada, un HTC One Mini 2. Faza e că ăsta nu știu dacă mai pornește. Ok. Adică, de fapt, ultima oară pornea. A fost prin service și nici nu știu de unde se pornește. De sus. Ok, îl bag la încărcat și revin cu update-uri. Ce să zic, Nokia, habar n-am ce ăsta, Samsung Star, ăsta pornea ultima oară, nu știu ce se întâmplă cu el, și un Sony Xperia, nu știu ce e ăsta, e 10 lei bucata, dacă vreți să vă cumpărați, nu știu, dacă aveți unde să le reciclați sau ceva, 10 lei bucata, le găsiți acolo pe toate 3 la pachet. Încă o Prada, ăsta e un GoPro Hero. Pentru cine nu se pricepe, ăsta e cel mai entry-level GoPro ever, cel mai ieftin. Deci, cum ar veni, a costat 600 de lei. Acum cred că îl găsiți și cu 250 de lei, mâna a doua, cum e ăsta. Are o problemă, bateria internă nu mai funcționează, merge doar conectat la o baterie externă și cred că îl dau cu 100 de lei. 100 de lei cu tot cu bateria externă și filmează până se termină bateria externă, adică dacă are infinit,
și card infinit, filmează non-stop, poate fi folosită ca ce vreți voi, cameră de supraveghere. 100 de lei. Ăștia chiar sunt super pradă și sunt super dragi mie, sunt ochelari Snapchat, adică au cameră de luat vederi și face snap-uri doar apăsând aici un butonaș. Chestia e că sunt destul de scumpi, am dat cam 140 de dolari în urmă cu un an, să zic, și am folosit de două ori sau ceva de genul ăsta. Arată mega, mega funky și sunt absolut o bijuterie, să zic așa. Sunt super miștoși, super de calitate. Aceasta este acumulatorul. Se bagă aici și se încarcă. Îi găsiți pe OLX. Pradă de pradă. Glumesc. Asta e boxa mea de suflet. Asta o arunci în cadă și ascult muzică. E mega super tare. Iubesc boxa asta. Și un obiect mega, mega super interesant. Este o busolă digitală luată de la un startup din UK. E foarte, foarte, foarte interesantă. Gen, poate folosește și ca breloc prin device-ul ăsta. Și ce face chestia asta? Este pentru bicicliști. Este pentru bicicliști. Să fixează o destinație, iar cum ajungi la destinație depinde doar de tine. Deci ea nu-ți indică pe unde să o iei, cum să faci. Știi doar că în final vei ajunge în locul pe care în locul unde îți doreai. Și gen are o săgețică, apare o săgețică pe ea, se montează pe ghidon și tu o iei pe unde vrei, explorezi tot orașul, iar în final tu știi că vei ajunge la restaurantul X sau unde vrei. Foarte, foarte mișto și aceasta este foarte scumpă, o găsiți pe OLX. Nu, nu, nu. Astea șosetele mele cu mustăți. Deci... nu se vând. Wow! Pare Prada aici. Cam așa arată. Cutie high-tech. Dar-s numai ambalaje, din câte văd. 2 Jeep-uri Hot Wheels. Faza e că încă sunt pe rafturile din magazin, așa că nu le vând acum, pentru că n-au nicio valoare. Nerf gun! Băi, este doar, e cu o singură, un singur torpilă, o singură torpilă, da, are o singură torpilă și se încarcă fix așa și se trage în... Ah! Ok, plus torpile, bun. Ăsta a costat, nu știu, 20 de lei să zic, astea vreo 12 lei, de vânzare cu 13 lei pe OLX, îl găsiți acolo. Baterie externă, iubesc Bucureștiu, așa scrie pe ea, iubesc Bucureștiu. Tot ce ai de făcut, comentezi ultima poză pe Instagram a mea, primul care comentează, trimit în poștă să fie din România, da? Dar să comentezi așa, vreau bateria externă, I love București, atât. Între timp am mai găsit o tabletă, Toshiba... Intel Inside, deci e o tabletă Windows 10, ok, o găsiți aici, Windows Mobile, bun. Cât să fie asta? 20 de lei, 20 de lei, nu știu dacă pornește. Și am mai găsit telefon, încă un Sony Xperia, vă anunț dacă pornește, imediat, dar găsiți pe OLX și pe ăsta. Asta e. Mini trepied Hama, pentru camere compacte. Pam, 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 este primul meu trepied luat în această viață. De mult tare eram la liceu. Comentează la ultima mea poză de pe Instagram. Vreau trepiedul și ți-l trimit gratuit prin poștă. Dar să fii din România. Proiectoare laser. Unul e bun, unul nu e bun. Parcă ăsta era bun. Facem o probă chiar acum. Music. Controller. Ăsta pare mort complet. Wow! Ăsta a pornit. Oglinzile parcă merg. Sound. Wow! 2, 1! Yeah, boy! Momentan chiar nu știu ce preț are ăsta, dar îl găsiți pe OLX. Piesa de rezistență a acestui video, doamnelor și domnilor,
Costumul meu de dinozaur, prezent în 1-2 videouri, poate chiar 3 am făcut cu el. Este gigantic, are 2,30 m, e gras, umflat. Îl găsiți pe OLX. Numere de matriculare. Bianca, zi un preț pentru numărul de matriculare. 2 lei. 2 lei? Am 2. Nu, știți cum facem cu... Dar nu, că astea nu merg trimise pe poștă. Cum îi zice? Da, le găsiți, vi le plătiți transportul prin curier. Plătiți voi transportul prin curier, dacă le vrea cineva. Doar transportul atât. Cum să nu poți să le folosești? Faci, le pui în gard, la căruțe. Nu glumesc. Eu, și cam asta a fost videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați simțit bine. Am împărtășit cu voi aici o bucată de istorie din lucrurile mele pe care nu le mai folosesc. Ce să zic, ne vedem pe OLX, ne dăm mesaje. Sper să se vândă cât mai repede treburile astea, nu? Și ce să zic, ne revedem curând la un nou video experimentist. Tot aici. Tot la aceeași oră. Ok, ne vedem curând. Sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, ne apucăm de vândut pe OLX full time și ne revedem curând. Până data viitoare, explorează, experimentează și găsește pasiunea, pentru că e cel mai important lucru.